Salutare și bine venit la un nou videoclip de pe acest canal. Și astăzi vreau să vă învăț cum să faceți o casă secretă sub pământ. Pur și simplu faceți aici două blocuri. Puneți-o. Hai să vă arăt. O din asta. Uite, o ușită din asta mai mică. Vă duceți aici, așa, bam, 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 frumos cu toate cele. Ascundeți o manetă. Stai așa să văd și eu unde găsesc manete. Manete. Vă rog. Ok, n-am mai găsit o manetă. Așa că am ales un buton. Deci puneți butonul aici. De fapt, trebuie un... Stați asta să-mi iau un bloc de stone. Stone. Asta. Pune aici. Oh. Ia asta. Pune butonul aici. Aici n-am mers. Pune butonul aici. Și punem aici un bloc așa. Ce nu e nimeni interesant. Trece așa. Zice că doar ai tu aici ceva. Da, nu. Zice că nu. Da, nu vine. Nu sunt cu nimeni de... pe hartă, dar voi dacă vreți să faceți cu pe hartă, vă recomand să faceți altă construcție. Pe mapă din aia mai mulți. Bine, dar noi o să vinem să facem asta. O să se închidă asta. Acum o să pun pe în jos. Pune pe costă stone. Da? Deci, eu am uitat să pun aia acolo. Haide să am spart buzonul. Haide totuși să punem asta aici. Vem aici. Să intrăm o dată. Și punem asta aici. Așa. Venim. Ar fi bun un pichet de diamond, e adevărat. Da, mi-a uitat aici un pichet minunat de diamant. Îl fac după creativ să nu mă mai chinui. Nu l-am luat de păstă. Itemele. Și venem aici. Facem un pic de loc ușor. Da, eu mai las videoclipul, că vreau să vedeți și cum decorez eu aici. Trebuie încă spargem toată asta. Ok, am făcut aici living-ul. Adică, știți, spate, uite, aici este dormitorul. Na. Și acum eu zic să... facem podeaua și pereții totuși. Hop, 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 hopa, 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 hop, 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 nu văd, nu vede nimeni acolo. Așa, foarte frumos. Venem și noi aici. Luăm. Pentru living. Niște lună. Bă. Niște lună. Verde. Închis. Așa punem podeaua. Podeaua. Hop. Hop. Și știți voi. Ca și cum asta ar fi pe hop, 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 hop. Deci nu știu, Minecraft este un joc atât de creativ, care poți să faci orice vrei tu.
Știi ce mai lipsește din Minecraft? Pușca. Da? Pușca. Și... Na. Hai să punem aici. De fapt, asta e camera cu chesturi. Hai să luăm aici chesturile. Dacă tot am zis. E camera care ne ajută. Chest. Așa. Mă interesează. Hai să punem astea. Pam, 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 pam. Așa. Haide să... Da. Haide să facem pereții. Trebuie un loc să fac. Eu fac... Hai, lasă. Hai, lasă așa. Deci... Revenim cum facem pereții și tavanul. Ok, deci am făcut toate chestiile aici. Deci am uitat să vă... Am uitat să vă... Am uitat să vă... Am uitat să punem... Furnalul. Eu să pun furnalul normal pentru începători. Dar mi-e teamă că pentru pereți și pentru tavan... Dacă vreți să mă copiați pe mine, dar dacă vreți să mă copiați pe mine, în niciun caz să nu ziceți că e a voastră construcția, da? Că am văzut pe unul care a făcut un video cu 20 de lucruri pe care le faci greșit în Minecraft și una dintre ele este aia să zici că construcția este a ta. Dacă știați deja chestia asta, vă recomand să nu o faceți. În fine, dacă știați, normal că nu o faceți. Dar vă zic așa, pentru cei care nu știu, nu o faceți, că gata, v-ați dus dacă o faceți. Da. Ce aveam eu nevoie? Enchantment table, așa. Ar vrea să-mi editez video-ul ăsta, dar nu știu, uite-l aici. Ok, vrem și enchantment table-ul. Așa, frumos, frumos. Aici punem podea roșie de data asta. Covor roșu, că la băieți șmeche. Uite-mă, covor roșu. Dacă voi vreți covor roșu, uite că vă pun covor roșu dacă scrieți în comentarii. Cum e, dacă aș face live, aș vedea direct comentariile voastre, dar... Na. Și hai să punem aici pătuțul. Eu voi pune aici pătuț negru, dar voi... dacă sunteți pe survival, nu trebuie neapărat să puneți din ăsta negru. Puteți să puneți și iarb, dacă de-abia ați făcut un pat și dacă de-abia ați făcut un pat alb și vă uitați la videoul ăsta pe Minecraft. Gen, jucați pe calculator și vă uitați pe telefon. Bun, deci, na, asta nu e toată construcția. Stați liniștiți, că mai am eu ceva pentru voi. Și hai să punem o măsuță. Vă întrebați cum fac eu o măsuță? Ei bine, când eram mai începător, știți cum punem măsuța? Uite așa, de un bloc și puneam scaune apoi. Da, o să punem doar măsuța. Și o să luăm un... stai, mă. În fine, o să luăm un... Deci, mă, vreau să iau un fel de tablou care... Moșu, trebuie să pui săgeată dacă ți-ai trimis să mi le editezi. Așa, hai să ne ducem. Luăm în culme. Vreau unde eram. Hai, intrăm aici la plus de pâine. Vedeți că avem ceva mâncături. Ei bine, gata, am greșit, nu mai vreau aici. Vreau aici. Să luăm o bucată din asta de carne.
să o punem, era să pun crafting tablet și să o punem aici, o măsuță. Vedeți? Așa știam eu să fac măsuțe înainte, dar acum fac și eu un model din ăla mai hobby, hobby, hobby talentat. Și acum, mai întâi de toate, adică mai întâi de toate, decorațiunile încep acum. Uite așa un tablou, acolo, acolo, tablou aici, încă un tablou. Aoleu! Ce se întâmplă, mă? De ce aici trebuie să pune tablou? O să că e bine și așa. Aveți buton secret, oameni buni. Și dacă trece cineva, uite fața aici. Nu vede de tabloul ăla. Gen. O, ce tablou șmecher aveți. Mulțumesc. Dacă sunteți pe multiplayer sau pe servere. Bun. Trebuie să punem și niște torțe, pentru că ce casă n-are torțe. În fine, aș vrea să pun un lantern din asta. Totuși, da, voi puteți să puneți torțe dacă sunteți mai pe la început. Asta. Deci nu vă omul să puneți doar din astea. Doar pentru voi. Deci, dacă n-aveți material din asta și ziceți voi că... Bă, unde am pus, mă? Bă, dacă, și ziceți voi că e prea luminos la videoclipul ăsta. Să nu ziceți la nimeni. Doar să vi-l dați după creative, că eu nu mă supăr. Așa mai fac și eu câteodată, că nu mai am iteme. Și Darius mă ceartă mereu să nu mă dau după creative, dar, dar când nu e el la mine, eu îmi dau după creative. Fraiere, nu știi, mă, Darius, dacă te uiți la acest videoclip, tu o să știi chestia asta. De fapt, bă, de fapt, hai să punem asta. Asta. Asta, mă, uite. Asta. Da, și deci hai să punem și aici niște lampuri din astea. Niște lampuri, scuze, pentru ei mai profesioniști la Minecraft. Da, gata, am înțeles de ce nu merge. Gata. Așa. De fapt, știu eu. Putem să punem aici în sufragerie, putem să facem un șmec. Uite, ia asta. Ia asta. E un bloc de restăm. Și am un button. Avem aici un buton șmecher. Să vedem șmecher. Șmegerie, mai bine zis. Nu știu cum se craftează chestia asta. Chestia asta. Dar știu cum se craftează blocul de restom din 9 bucăți de restom într-un crafting table. Pădăm asta aici. Și gata, aveți lumina, mă. De fapt, știu cum mai... Da, să punem un bloc de restom. Bun, și ăsta a fost tot tutorialul. Dacă vreți, voi puteți să vă luați după mine, doar să nu spuneți că e a voastră construcția. Vă dau hate dacă aveți canal de YouTube și faceți chestia asta pe survival. De fapt, pe creative. Deci faceți un video că și după aia ziceți că construcția asta pe care am făcut-o eu e doar a voastră. Dau hate la video și vă las și comentarii. Și le las și comentarii. Bă, construcția asta nu e a lui.
s-a luat după mine. Bun. Și, na, cam atât a fost și cu acest episod. Ăsta a fost tot tutorialul. Ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa, pa. Hop. Vă mergem?